Cântăreaț a explicat că logodnicul ei nu este atât de familiarizat cu tumultul showbizului românesc, așa cum este ea. Așa că lasă pe el să decide dacă vor avea o nuntă mare sau una restrânsă. Las pe Victor să hotărască. Este hotărârea lui, decizia lui și va fi cum vrea el. Pentru că pentru el e o lume nouă mass media. Clar că are și el parte interviuri și de publicitate, pentru că este în primii 100 jucători din lume, la tenis. Dar vâltoarea în care mă aflu eu nu se compară cu nimic din sport și, de aceea, vreau să decidă el, cum se simte el confortabil, a declarat Andreea Bălan. Artista și Victor Cornea trăiesc o poveste de dragoste care a evoluat rapid. Dar natural, cererea în căsătorie, care a avut loc într-un avion cu 150 de pasageri, printre care s-au aflat și familia și câțiva apropiați, a fost un gest care a subliniat conexiunea dintre cei doi. Victor, obișnuit să călătorească des din cauza turneelor, a ales acest cadru special pentru a-și declara intențiile. El călătorește foarte mult. 40 de săptămâni pe an este plecat la turnee și are 100 de zboruri pe an și, de aceea, cred că a vrut să facă cererea în avion, pentru că acolo se simte confortabil și, în același timp, suntem mai aproape de divinitate. M-a surprins într-un mod extrem de plăcut, adică eu știam că vom rămâne împreună și de multe ori. La turnee, mă prezenta drept soția lui, dar nu credeam că o să vină întrebarea atât de repede. Am crezut că o să se întâmple peste 2-3 ani. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.